Luminate ascultător, doresc mai înainte de toate să cadă peste domnile voastre și peste toate fețele adunate aici binecuvântarea Totputernicului și, totodată, mă închin vouă, precum s-au închinat moșii și strămoșii mei soarelui. M-am îmbarcat în cuza mobil și am pornit la drum. Vrerea mea a fost, fără a precugeta, să fac o călătorie în timp, spre a vedea modul în care legea instrucțiunii publice din 1864, pe care vă amintiți cu toții, cea care se referă la obligativitatea învățământului primar, este aplicată. Am fost mișcat să văd că această școală, care cu mândrie îmi poartă numele Școala Alexandru Ioan Cuza, este un exemplu de punere în practică a conceptelor reformei în învățământ și că oferă noi și importante oportunități pentru elevii care trec pragul. Cu ce mai brează această instituție față de celelalte și ce poate oferi viitorilor discipoli, m-am întrebat. Astfel, am proces într-o scurtă vizită la clasele primare. S-a făcut bucurie neîncetată.
ce folosesc. Astfel, într-o zi și-a pus un mare șcăciună țărănească, a luat două putin cu lapte acru, un dilem ieftin! Luați de la mine un dilem! Luați numai de la mine un dilem! Șupâine, gustor, am de vânzare, lapte acru, bun și prosper și văd că domnia ta are un dilem, de care eu am mare trebuință. Nu vei voie să-mi dai pe 6 ocali de lapte, 2 ocali de un dilem? Să iau, Peter, ce să ne mai încurcăm cu 6 ocali? Îți fac un bine. Uite o caua, măsurăm laptele mai întâi, apoi facem socoteala. Așa, una, două, trei, 23, ai 24 de ocali. Dar pune și pe ăsta care a mai rămas, că n-am umplut bine ocalii. Dar jupânii, erau pline ochi. Lasă, lasă, că faci tu altul. Să spară bine că ți le-au așa scump cum ai cerut. Jupânii, nu scump deloc, sunt sărat. Numai laptele acestea îl am. Hai, nu mai lungi vorba, să-ți măsor un dilem și să scap de tine, sărăntopule. Ce faci, jupâne? De ce nu măsor cu aceeași oca? Asta e mai mică. Nu si poate, nu vezi că e plină din lapte? Să străcă un dilemul și nu-i deloc mai mică, ți se pare țâi. Jupânii, nu-ți spăr păcat cu mine, spăr eu o caua. Ce te pricep tu, nimernicule, la ocalii? Îți măsor cum vreau eu. Nu-i cu dreptate, domnia ta. Dreptatea fac eu cum vreau. Vezi că acum pun argatul să-ți ardă câteva strisaturi de dreptate. Ei, jupâne, uite cum te-am prins că ești lacom, necinstit și nemilos cu cei săraci și nu respecti legea dreptății. Iertare!
Bine ai isprăvit, ruditorii acestei școli. Sfenicii mei mi-au dat de știre că vizita mea e în zadar, dacă nu mă opresc, preci de câteva minute pe la clasele gimnaziale. Vezi ora și vezi.
Începând din anul 1993-94, Ministerul Educației, prin inspectoratele școlare și comisiile de specialitate, organizează competiții sportive școlare la mai multe ramuri de sport. Școala noastră s-a înscris fără întrerupere și a participat la aceste competiții sportive. Ramurile tradiționale ale școlii sunt fotbal, basket fete, șah, tenis de masă, atletism, volei, handbal. Desigur, au apărut și rezultatele foarte bune și aș aminti 9 titluri de campion județeni la basket, 3 titluri de campion județeni la fotbal, un loc 2 la etapa interjudețeană la basket, un loc 2 la etapa interjudețeană la fotbal. Rezultatul deosebit a fost cel obținut la șah, locul 2 la etapa pe țară. În incinta școlii avem o sală de sport pentru gimnastică amenajată, cu materialele sportive stăm foarte bine, avem echipamente pentru echipele reprezentative. Read to me riddles and read to me rhymes. Read to me stories of magical times. Read to me tales about castles and kings. Read to me stories of fabulous things. Read to me pirates and read to me knights. Read to me dragons and dragon book fights. Read to me spaceships and cowboys and then. When you are finished, please read them again. That's funny. Why you raise my hand? Ah, my dear man, what happened to you? What happened to both of us? Mrs. Witch is lost. Mama, look, we can't fly. Do you think we could do that? Come on, let's try. Oh, isn't it lovely? I've always wanted to know how it feels like to be a bird. Hey, look, somebody is walking in our garden. Go away, that's my house. Oh dear, what shall we do? We have no place to go. I wanna sleep in my bed. Now that it isn't any group wood crying. We are going to build a nest. A nest? Can we do that? We must. We need a place to sleep. Now we want some sticks. Go and find them. But we have no hands. Then use your beaks. If you want to know what happens next in the story, hurry up to the school library and read the magic finger. Oficial, că ți-am luat-o înainte. Ce e asta? Se numește cum se vede un loc din fiecare sală unde piticii și seniori au și-a tot felul de noutăți în ecologie, din școală, din lume. Dar asta nu e tot. Ți-am zis că te iei un epoca vitezei. Îmi uita la o prăjitură. Nu, că încerc. Și iată ce au mai făcut piticii în toată lumea. Tare, nu? Ce vreau, dragă? Tot oficial pe acest concurs, la asta mi-a luat.
guess I know about you. You give me love and learn to live without you. Now that you turn me on, let me beg you to stay. This way I know. Vizitând această școală, mi-am dat seama că această călătorie nu a fost în zadar. Școala Alexandru Ioan Cuza este credincioasă funcției sale pentru că nu oferă o instrucțiune elementară, restrânsă, mărginită, ci promovează un învățământ deschis, mlădios și de calitate și am astfel încredere că veți ajunge la cele timpuri glorioase la care visați cu toții.